ceea ce privește dacismul. Este foarte interesantă această observație. M-am ocupat și eu de dacismul lui Eminescu. Într-un articol publicistic, el spune că trebuie redacizat totul. Asta era. Și mi-am amintit de un fapt legat de apariția săptămânalului Literatura și Arta în grafie latină. Deci s-a întâmplat lucrul ăsta în ziua de 15 iunie 1990 și acolo mi-a apărut studiul Eminescu și Dacia, Eminescu imagine Daciei. Deci primul meu studiu cu grafie latină, grafie latină. Acum, rog, nu, nu, să te rog, eu am crezut că voi ajunge la Turlești. N-am apucat să ajung, așa că medalia pe care vroiam să o dau primăriei Turlești, care m-a făcut ieri cetățean de onoare, te rog să o duci din a ta. A, dar vechiul meu prieten turleștean, Ștefan Sorcu. Domnule, vă doresc succes, ne apucăm și ne mergem cu noastre și sper să mai facem o performanță pentru noi. Profesor,